Bună seara și bine ați venit la timpul nostru de încurajare și de rugăciune. Zilele acestea am primit o notă din partea Asociației Psihiatrilor. În nota respectivă eram informați. Dragi cetățeni, pe perioada carantinei este considerat normal să vorbiți cu pereții voștri, cu plantele și cu ghivecele. Vă rugăm să ne contactați doar dacă acestea încep să răspundă. Nu cred că noi am ajuns încă la stadiul acesta, dar anumite îndoieli s-ar fi putut strecura în mințile noastre. Și întrebarea de ce este mereu prezentă? De ce este cea mai obișnuită întrebare omenească? Ea izvorăște din setea noastră de cunoaștere, de control, de siguranță. Iar când nu găsim răspunsurile, ne cuprinde un soi de amețeală spirituală pe care o numim îndoială. De ce a fost întotdeauna o întrebare incomodă? Pentru că de cele mai multe ori nu are răspuns. Iar o întrebare fără răspuns deranjează rânduiala vieții. Și acest sentiment de frustrare este mărit de subtila lozincă a generației noastre. Și anume, toată lumea are dreptul să știe. Dar de ce avem dreptul să știm? De unde până unde avem dreptul acesta? De unde până unde avem pretenția aceasta? De ce toată lumea are dreptul să știe? De foarte multe ori este mai bine să nu știm. Pentru că de foarte multe ori există un bine în a nu ști. De ceurile nu sunt întrebări nejustificate, dar nu sunt întotdeauna potrivite. Deseori nu avem nevoie să găsim motivul, ci doar rezultatul. Există o întrebare mai importantă decât de ce, și anume întrebarea cum. Nu de ce mi s-a întâmplat acest lucru, ci cum am să-i fac față. Răspunsul la întrebarea de ce îți oferă o teorie și o explicație. Răspunsul la întrebarea cum îți oferă putere și rezultate. Domnul Iisus a preferat întrebarea cum de foarte multe ori. Amintiți-vă de orbul din naștere din Ioan capitolul 9. Domnul Iisus nu a lămurit de ce a orbit orbul acela. Nu era preocupat de cauza orbirii, ci de posibilul ei rezultat. Și Iisus răspunde ucenicilor astfel: s-a născut așa ca să se arate în el slava lui Dumnezeu. Pe măsură ce cunoașterea lui Dumnezeu și încrederea noastră în el se mărește, vom avea tot mai puține nevoie să înțelegem totul. Și astfel dobândim pacea lăuntrică. Vă descoperiți zilele acestea punând tot mai multe de ce-uri și anumită nesiguranță vă cuprinde? Îndoiala nu este antonimul credinței. Adevăratul dușman al credinței este certitudinea negativă, nu îndoiala. Am o veste bună. Îndoiala nu este păcat, ba mai degrabă poate fi un pasaj înspre o credință mai profundă. Îndoiala pune întrebări, necredința refuză răspunsurile. Îndoiala sugerează o cale lungă, necredința o cale închisă. În schimb, îndoiala netratată poate deveni necredință. Așa că nu permite îndoielilor să devină necredință. Acceptă-ți îndoielile și nu te deprima din cauza lor. Identifică-ți natura îndoielilor. Vezi de unde vin, din ce izvorăsc, ce fel de îndoieli îți dau târcoale. Caută răspunsuri și mai ales acceptă-ți cu smerenie limitele. O umbră de mister rămâne întotdeauna. Altfel, noi am fi mai mari și mai cuprinzători decât Dumnezeu. Știu cu tărie, fiecare efect are o cauză, dar cauza aceea nu produce întotdeauna același efect. De ce trecem prin astfel de vremuri? Precis există o cauză necunoscută, dar cauza aceasta nu produce un singur și același efect în noi toți. Contează cum te raportezi. Nu atât de mult întrebarea de ce, cât întrebarea cum depășesc aceste vremuri. Cum
trec prin ele victorios. Nu neapărat de ce s-au întâmplat, ci cum trec prin ele. De ce trecem prin aceste vremuri? Avem un răspuns. Avem răspunsul Domnului Iisus. De ce trecem prin aceste vremuri? Ca să se arate prin noi slava lui Dumnezeu. Mă întreb, se arată ea oare? Așa că în timpul de rugăciune ce urmează în casele noastre, haideți să ne radiografiem viața, scurt, repede. Care sunt acele îndoieli care orbitează în jurul nostru? Care sunt acele frământări care nu ne dau pace? Exprimați-le, împărtășiți-le unii cu alții. Poate veți găsi răspunsuri de la unul la altul. Care sunt acele îndoieli specifice care vin și revin în mintea ta? Împărtășește-le, poate vei găsi răspuns. Dar dincolo de aceasta, dacă nu vom găsi răspuns la de ce, căutați un răspuns la cum. Cum merg mai departe? Răspunsul la această întrebare este mult mai eficace și mai valoros decât aflarea cauzei acestor vremuri. Așa că vă invit să vă strângeți la oaltă, să împărtășiți puțin din marile îndoiele ale vieții și să vă rugați pentru ele, pentru voi și să vă gândiți în rugăciunile acestea și la toți aceia care sunt copleșiți de îndoieli și sunt pe punctul poate de a-și pierde credința. Haideți să-i purtăm în rugăciune și pe aceștia, ca nu cumva frământările din mintea și din inima lor să se transforme în necredință. Vă invit să ne rugăm și până la transmisiunea următoare, pe via Lui, în via Lui.